Evenimentul de astăzi se încadrează în zona evenimentelor cu multă tehnologie, cu un aport suficient de noutăți și mai mult decât atât, cu un volum de vizitatori destul de mare. Din punctul meu de vedere, este un succes pentru, odată pentru expozanți și al doilea lucru este un succes pentru cei care vin să vadă diversele lucruri expuse aici, de la trotinete până la stații de încărcare de putere mare și autovehicule eco și ecologice. Mulțumesc frumos! Să ne povestiți așa pe scurt, care sunt produsele sau soluțiile cu care dumneavoastră ați venit la stand anul acesta? Avem trei produse cu care suntem prezenți în standul acesta. Unul este legat de stațiile de încărcare fast charge și promovarea acestor echipamente, tehnologii noi, noutăți și tehnologii de viitor. Spre exemplu, stația din spatele meu sau din stânga mea este un echipament care provine tocmai din Australia. E o tehnologie nouă, o să-l vedeți, este slim body, ca să spun așa, versus stațiile de încărcare autentice. De asemenea, mai avem o stație de încărcare în partea cealaltă. Este vorba de o stație, una dintre cele mai bune stații de încărcare din lume, produsă de producătorul EFASEC. Sunt tehnologii pentru încărcarea vehiculelor electrice. De asemenea, ce mai facem astăzi și în celelalte zile aici este să promovăm rețeaua noastră de stații de încărcare și să încurajăm cât mai multe persoane să folosească vehiculele electrice. Mai mult, într-un parteneriat cu colegii noștri de la Bații, prezentăm două vehicule electrice, o utilitară pentru acele companii care au parte de distribuție, parte de utilizare a vehiculelor electrice în această categorie, dar și un Nissan Leaf dedicat atât companiilor cât și persoanelor fizice care doresc să ia cei 10.000 de euro de la Administrația Fondului pentru Mediu și să se bucure de o mașină fără costuri mari de utilizare și mobilitate. Mulțumesc tare mult! Mai am o curiozitate. Cum a fost interacțiunea cu vizitatorii pe parcursul zilelor? A fost o interacțiune destul de obositoare, ca să spun așa, pentru că au fost foarte mulți vizitatori, foarte multe persoane care au început și asta putem să constatăm de la an la an, am fost și anul trecut la această expoziție, mult mai multe persoane care au început să cunoască informații despre mașini electrice, despre stații de încărcare, despre rețea, brandul Renovatio fiind din ce în ce mai cunoscut și datorită prezenței la astfel de evenimente.